vezi, o victorie conturată în prima repriză, au fost și o, a fost și ocazie în a doua, se puteau mai multe goluri astăzi. Care ar fi concluziile după meciul ăsta? Da, bună ziua! Singurul lucru care m-a interesat astăzi a fost victoria. Mă așteptam să nu facem un joc extraordinar. I-am cerut băieților mei la pauză să eliminăm orice înseamnă spectacol. M-a interesat să conservăm rezultatul, să menținem rezultatul. Era important să rămânem pe primul loc. Am jucat sub o presiune fantastică pentru că suntem în premieră lideri și am mai fost noi, dar eu știu, câte o zi, dar acum am fost lideri. Și era foarte greu să, din punct de vedere psihic, era o încărcătură fantastică și trebuia să păstrăm rezultatul și să rămânem acolo. Îmi repet, felicit băieții și repet, este singurul obiectiv care l-am avut astăzi și anume victoria, obiectiv realizat și bravo tuturor. Vasilean e bine, l-am văzut schimbat după ce s-a întins el jos pe gazon. Da, momentan încă nu știu, o să consultăm kinetoterapeutul nostru și vom ști exact și care este starea de sănătate lui. Mai o etapă până se termină sezonul regular. Da. E un obiectiv în momentul ăsta câștigarea sezonului regular? Păi cu siguranță, pentru mine singurul obiectiv care este la orice echipă sunt este doar locul 1. Pentru că locul 1 este locul care îți dă totul. Este locul care îți dă putere, te face puternic, te face... îți dă tot. Vă gândiți și la adversarii care vor fi în play-off din momentul ăsta? Cu siguranță știm toți adversarii care sunt în play-off. De fapt, suntem noi, Deva și Filia, și a patra va fi o luptă foarte tare între CSU Craiova 2 și Viitorul Șimian. Cred eu că Viitorul Șimian va fi a patra echipă. Acum, până la urmă, cine va fi a patra echipă nu ne interesează. Ce ne interesează pe noi este să fim noi sănătoși, să fim noi bine, să ne antrenăm cu aceeași seriozitate ca și până acum și, bineînțeles, să păstrăm locul ăsta frumos care suntem noi astăzi. Florine, te gândești și la ceea ce se va întâmpla în semifinale și finale sau nu? Da, aș fi ipocrit să spun că nu mă gândesc, însă cu siguranță eu trebuie să mă gândesc acum doar la meciul care urmează, pentru că meciul care urmează este cel mai important, dar e clar că mă gândesc și la treaba aia, pentru că până la urmă pentru aia muncim. Eu sunt genul de antrenor care tot timpul am spus ce e corect, tot timpul nu m-am ascuns de un eventual eșec ca să o dau că eu n-am urmărit rezultatul, ba da, eu tot timpul urmăresc rezultatul, chiar și la antrenament urmăresc rezultatul, pentru că până la urmă rezultatul este lucru care, sau singurul lucru care contează. Ai vreun adversar preferat în această semifinală între Bihor, Poli și Peciu care s-ar putea să fie? Da, indiferent cine va fi, vor fi adversari puternici. Cunosc foarte bine și echipa celor de la Peciu, cunosc pe antrenor, a fost și colegul meu, prietenul meu, are o echipă extraordinară. Cunosc foarte bine echipa celor de la Poli, respectăm foarte tare. Cunosc FC Bihor, i-am și văzut, i-am văzut pe toate tipurile de vreme, de teren, să vedem exact ce au și au. Cu siguranță ne va aștepta, dacă ne ajută Dumnezeu și suntem serioși și muncim și avem rezultate, ori cu cine vom juca semifinala, dacă o vom juca, repet, nu suntem siguri că vom juca, noi ne dorim să jucăm, ori cu cine vom juca, vom avea un meci infernal. Bun, mulțumim!